Odată cu sosirea primăverii, reprezentanții casei de ajutor reciproc din Piatra Neamț au făcut un cadou inedit femeilor, o expoziție de pictură intitulată Flori pentru Doamne. Pentru că luna martie este dedicată femeilor și totodată marchează revenirea la viață a naturii, reprezentanții casei de ajutor reciproc din Piatra Neamț au organizat o expoziție de pictură intitulată Flori pentru Doamne. Invitatul special al expoziției a fost pietreanul Dumitru Bezem. Doamnele trebuie omagiate, venerate, pentru că noi, cei care din când în când vă supărăm, să putem trece prin viață având reușite, e nevoie ca dumneavoastră să ne acceptați așa cum suntem. Că există o expresie a feminității în toată arta plastică, așa cum există o expresie a masculinității. Și funcție de contextul cultural, cum spuneam, care solicită, provoacă anumite, o anumită simbolistică. Vernisajul a avut loc pe 1 martie, ocazie cu care invitații și-au exprimat gândurile pentru femei și le-au urat un sincer la mulți ani.